Salut! Eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod pe canalul meu. Un nou episod din noua serie numită Better Minecraft. Ei bine, băieți, în episodul de astăzi am câteva surprize pentru voi. Așa că nu ezitați să rămâneți până la finalul episodului. Dar înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și nu uitați de clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou episod pe acest canal. Și hai să nu lungim intro-ul ăsta și să înceapă episodul. Ei bine, în continuare aștept să crească acești curcani de aici, dar nu se întâmplă, băieți. Am fost puțin la o sesiune dimineață, așa foarte, foarte lejer, nimic foarte complicat, dar am luat câteva chestii, foarte puține iteme comparativ cu cât trebuia să iau, dar am luat suficiente, să spunem. Am o surpriză pentru voi, dar nu o să vă vină să credeți. Avem un Forest Dragon. Ei bine, în episodul trecut știți că am luat un Dragon Egg de undeva din Nether. Ei bine, am spawnat un dragon. Nu știu dacă am control asupra lui foarte mult. Merg foarte greu cu el în brațe, deși arată ceva de genul ăsta. Nu știu exact unde să-l pun, nu știu unde să-l las, nu l-aș duce sus. I-am dat și damage acum, fai de viață, mi-a scuze, n-am vrut. Acum el e micuț. Nu știu dacă o să crească mai mult. Nu știu cum să-l îmblânzesc, nu am control asupra. Growing time 0... Ok, deci ar putea crește mult mai mare de atât. Asta e clar. Ideea e că va trebui să-i găsesc un loc la un moment dat. Dar dacă el nu vrea să rămână aici și pleacă, nu știu dacă e al meu. Odată ce am pus ouă ăla pe jos, oare e al meu? Pot să, nu știu, să-i dau carne, de exemplu, să mănânce. Dacă îi dau carne, oare mănâncă? Uite, baked potato, dar nu de astea vreau eu. Vreau cărniță, băieți. Vreau o cărniță pe bune. Cărniță, cărniță. Dar nu am, jur, sunt mortul că nu am deloc. Uite cum mai am aici. Dacă îi dau carne, mănâncă? Ok, nu vreau să deschid chestul, vreau să... Ia, și-a refăcut viața, asta e clar. Dar nu mănâncă carne. Păi și cum fac cu tine, bossule, că... E greu cu tine dacă vrei să pleci. Eu nu vreau să te las să pleci. Cum facem? Dar nici nu-l pot lăsa așa cumva, nu știu cum să zic. Parcă l-aș închide undeva, pe bune zic. Dacă îl iau așa și mă duc, da, mamă, înseamnă că e greu rău, uite cât de greu merg cu el în brațe. Nu știu unde naiba să-l las. Nici nu am fost pregătit pentru chestia asta și mi-e ciudă, știi de ce mi-e ciudă? Că am considerat că nu o să se spawneze atât de repede ouul ăsta de dragon și că o să fie toată treaba altfel. Și n-am construit absolut nimic pentru el și asta e frustrant pentru că acum dacă el o să crească foarte, foarte mare, adică mai mare decât e acum, e bine poate să plece. Și atunci eu am găsit acel ou de dragon degeaba. Uite cum stă, el tot dă să plece, nu știu dacă poate să meargă pe apă, de aia probabil nu pleacă, dar mai este ceva, dacă l-aș urca aici sus, să zicem, da? Nu ar avea suficient spațiu, nu? Dar pot să-l urc sus? Hai să vedem, da, îl iau în brațe, da? Ok, și acum mă duc pe aici pe scară, te rog, urcă pe scară, bine, rău, vreau să-l închid aici, dar nu știu dacă, știți care e faza? Dacă o să crească prea mare, oare la un moment dat, să spunem, nu o să ia damage de la toată situația de aici? Acum eu o să scot stâlpul ăsta din mijloc, știu că am zis că nu o să-l scot pentru că design și pentru că arată bine și pentru că bla 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 etc. Am zis că nu o să-l scot. Tocmai am dărâmat un copac întreg, băieți, nu mi-am dat seama, scuze, nu știam că există timber mod. Sper să nu s-a dus și în jos, nu? Nu s-a dus și partea de jos, nu, e ok partea de jos. Da, ei bine, nu mă așteptam la chestia asta, nu voiam să stric toată casa, dar s-a întâmplat. Asta este, nu mai contează, de acum o să construim deasupra oricum toată situația, o să o facem la loc exact cum trebuia să fie. Acum am... Mă face puțin să-mi pară rău că l-am adus aici sus și că a trebuit să tai toată șmecheria asta, pentru că mi-am distrus casa. Nu că mi-am distrus-o, casa e încă aici, dar copacul ăsta, la cât de mare și mișto era, a rămas doar frunze de el și cam atât. Aș mai putea face o chestie, aș putea să-l replantez undeva în zona asta, uite, fix în mijloc aici. Și după aia să crească altul de aici în sus, dar nu știu dacă merge doar dintr-un puiete și nu trebuie 3, 4, 5 sau dacă îi trebuie apă. Acum băieți, nu știu ce să zic, dar i-am făcut loc suficient de mare, cred. Nu știu dacă o să crească mai mult de atât dragonul ăsta, oricum e pui momentan, o să rămână, cred că la nivelul ăsta, sper, nu știu încă momentan, sincer să vă spun. O să fie interesant. O să fie interesant. Acum îmi pare foarte rău că am stricat casa, băieți, că am stricat acoperișul care era din frunze și era super mișto și acoperea casa atât de frumos. Acum de la distanță cred că se vede foarte, foarte nasol. Sper să aibă loc dragonelul aici să crească în zona asta, dar hai să vedem cum se vede casa, pentru că îmi pare atât de rău că s-a stricat toată șmecheria asta. Nu știam că să se întâmple treaba asta.
n-arată rău, dar parcă arată incomplet cumva, nu? Dar e ok, hai să nu fiu chiar atât de rău cu mine și să zic că e ok momentan. Știi ceva? Mă lași puțin, că vezi că mi-am distrus casa în episodul de astăzi și tu vii și mă freci la cap, efectiv. Da, băieți, nu știu ce să zic, sunt puțin dezamăgit de mine. Am stricat casa la care am muncit, casa în care mi-am pus baza, casa care mi se părea atât de interesantă și s-a dus tot. De fapt, partea de deasupra s-a dus. Ăsta încă crește. Parcă s-a mărit, băieți, nu? S-a mărit sau mi se pare mie? Parcă e mai mare puțin. Acum, dacă m-aș chinui să-i pregătesc un spațiu, cred că ar fi mult mai ok. Mă gândesc dacă să-i fac un spațiu deasupra casei, unde să-l pun. Poate da, poate nu. Avem o problemă, băieți. Asta începe să crească mare și eu l-am blocat în camera asta care e destul de mică. Asta înseamnă că o să fie foarte problematic și trebuie să-l mut. Partea nasoală e că nu pot să-l mai iau și face și urât ca idee, dar nu pot să-l mai iau de aici, efectiv nu am cum să-l mai iau de aici și nu înțeleg exact cum o să fac să-l scot de aici, pentru că a fost cea mai mare greșeală din viața mea să bag un dragon în casă. L-aș omorâ, sincer să fiu, acum nu știu dacă e cea mai bună idee neapărat, nu știu, mă mai gândesc și o să vedem pe parcurs cum mai gestionăm toată treaba asta, dar sincer să fiu, nu prea e pont, băieți, ca idee, nu prea e pont, că l-am aici în casă și mi-ar plăcea foarte mult să-l pot muta. Trebuie ca să-l pot să-l mut de aici, va trebui să scot acoperișul, dar totuși nu știu cum o să-l scot de aici după aia, sau să-l împing, să sparg geamurile sau chestii de genul ăsta, să scot toată treaba asta de aici și să-l împing undeva jos. Dar atunci o să-l pierd și atunci tot nu e bine, știi? Cred că mi-am semnat sentința, băieți, ca idee și nu prea îmi place situația asta. Dar acum nu prea am ce să fac. Asta e situațiunea. Nu prea mai avem ce să facem. Aia e. Ne adaptăm, vedem pe parcurs ce putem să facem cu el. Acum, ca să rezolv puțin problema, am văzut că acest dragon, de fapt, după ce a ieșit din ou, nu e al meu. Efectiv, e un dragon sălbatic, pur și simplu a ieșit din ou, nu mă atacă decât dacă îl lovesc. Și ca să pot să-l fac al meu, să-i fac tame și să fie al meu, va trebui să găsesc ceva pești cruzi și un saddle. Asta o să fie destul de complicat, partea cu saddle-ul. Wow, ce căutați aici, băieți? Ce căutați aici, băieți? Care e viața și ce se întâmplă? De ce ați venit la mine? Acum cu peștele rezolv destul de ușor, dar nu știu cum o să rezolv cu saddle-ul ăla. Trebuie să găsesc ceva saddle pe aici și după aia pot să transform dragonul. Faza e că dragonul are să crească cam 3 zile în Minecraft, cam atâta ia dragonului să crească la nivelul de adult. Momentan el e... Momentan el e în creștere, adică de la nivelul ăsta, de acum o să crească din ce în ce mai mare, numai că nu știu dacă o să-i permită spațiu și sper, Doamne ajută, să-i permită spațiu astfel încât să nu moară. Nu vreau să moară, sper să-i permită spațiu, să nu dea ortul, că... Nu vrem. Ok, acolo am murit eu și se pare că eu mă văd pe mine acum mort aici în apă, ca idee. Cum fac să dispar? Pot să-mi accesez inventarul? Ok, am dispărut până la urmă. Da, nu e pond. A fost o greșeală să-l duc acolo, trebuia să-l las pe aici pe jos. Dar partea bună e că pot să-l scot cumva, dacă scot acoperișul și dacă reușesc să-l îmblânzesc. Pot să scot dragonul din casă după aia foarte, foarte lejer, dar până să fac chestia asta va trebui să mai crească și să găsesc un saddle și uite-l cât de mare s-a făcut între timp. Ei bine, da. Până să se întâmple toată treaba asta, o să avem nevoie de ceva bricuri, vrem să facem un stove pe care să punem acea oală să începem să gătim. Asta înseamnă că am nevoie de un campfire. Da, hai să ne apucăm de treabă, că nu mai ține vrăjeala, i-am acordat deja foarte multă atenție și nu merită atât de multă atenție. Ștergem și noi asta de aici, vedem dacă pot să fac un stove cu genul ăsta de lemn, dacă nu, aia e până la urmă. Așa, un campfire în prima fază și după aia vedem. Aici facem cupru, uite, mai am aici pentru bricuri, am nevoie de 4 bricuri, nu? 4 bricuri e bine, cred că ar trebui să mai avem o bucată dintre asta. Uite, mai avem aici niște clay. Să mai punem la făcut. Nu-mi place când
activează treaba asta cu căutatul, mi se pare așa foarte frustrant. Hai să vedem dacă putem să reușim să facem din lemnul ăsta. A, merge din lemnul ăsta, un campfire nu merge, fuck. Trebuie oak log neapărat și n-am oak log, am doar de asta normal. Hai să mergem să luăm un copăcel și după aia vedem care e șmecheria. Da, e bine că totuși am găsit o rezolvare pentru dragon și că totuși se poate rezolva totuși cumva într-o anumită măsură treaba cu dragonul. E închis acolo din cauza lui. Uite cât de mare s-a făcut din cauza lui. Am cam stricat casa, băieți, dar asta este până la urmă, ne asumăm. Nu știam că există treaba asta cu timber modul, pentru că eu am mai spart, dar se pare că da, funcționează timber modul pe mod pe costa. Arată bine casa chiar și așa fără partea aia de sus cu frunze. Arată bine, trebuie să recunoașteți că arată super bine casa. Uite ce mișto e aici în mijlocul pădurii. E mișto rău, n-am ce să zic, efectiv n-am ce să zic. dragon, câtă bătaie de cap. Oricum, am avut foarte, foarte mare noroc, pentru că e o situație foarte rar întâlnită treaba asta cu dragonul și așa cumva aș trebui să fiu foarte recunoscător că am reușit totuși să fac treaba asta cu dragonul, să fac rost de un dragon atât de simplu. Și pe bune că simplu a fost rău de tot. Bun, hai să vedem cum să facem acest stove. Mai trebuie 3 bucăți de iron care ar trebui să fie pe aici pentru un chest, cred. Uite aici 3 bucăți, asta e așa. Și ăsta aici, nu? Perfect, băieți, perfect. Hai să mergem să punem sus. Mai vizităm și dragonul. Mamă, da, ce mare s-a făcut fraierul. Da, o să iau asta de aici. O să încerc să o pun în direcția asta aici. Mamă, s-a aprins deja ăsta. Bun. Și ăsta deasupra. Oh, perfect. Deci nu trebuie să-l alimentez cu ceva cărbune sau ceva. Pur și simplu ia foc și putem să începem să gătim cu el. Bun, acum dacă stau să mă gândesc bine, toată treaba asta putea fi mutată în direcția aia acolo. O, foarte tare, ești nebun, și să pun aici tocătorul și după aia să începem să gătim mâncarea în chestiile astea. Și după aia să spargem tavanul, să ieșim afară, să scăpăm de dragonul ăsta super gigantic și vedem. Da, e bine să nu fie rău, băieți. Mi-am făcut-o cu mâna mea, cum s-ar spune. Deși nu era necesar să se întâmple toată treaba asta, puteam să o calculez mai bine și puteam să mă interesez despre acest minunat dragon, dar n-am făcut-o, că m-am zis că nu e necesar acum, dar se pare că a fost necesar și că totuși trebuia să mă interesez înainte, să mă apuc să-l duc acolo sus în casă. Mai degrabă îl lăsăm aici afară. Deși e bine cumva, dacă n-ar crește mai mult de atât, ar fi bine să nu crească. Acum nu știu ce să zic, uite că am luat, ok, raw fish, nu știu exact de unde fac rost de raw fish, cred că trebuie pescuit și nu omorât, nu? Adică acum aș putea eu să-mi fac, de exemplu, o undiță și să încep să pescuiesc, ca să pot face rost de pește dintre ăsta crud, să pot să-i dau, uite, am un string aici, mai am string? String, știu că am luat mai mult, nu? N-am luat mai mult string la un moment dat, că tot căutam păiangăni. Da, ciudată situația, nu mai am... A, uite aici, ești nebun, da, aia zic, ziceam că am string, dar de fapt nu era string, am făcut rost după aia de string, o undiță și să încercăm să pescuim, poate totuși facem rost de ceva pește, ha? Hai să vedem dacă reușim, o să mă urc aici pe gard și hai să vedem dacă facem rost de pește crud ca să putem să îmblânzim dragonul. Cu pește se face și îmi trebuie un saddle ca să pot să-l călăresc, asta e ideea la toată șmecheria asta. Uite că a murit ceva acolo, cred că era un zombie sau ceva, nu? Trage. Mă, dar ce greu se pescuiește, ești nebun? Haide. Sau nu e aceeași, nu funcționează la fel ca Minecraft-ul clasic? Omă, ce urât face dragonul acolo sus, băieți. Să mor tu, a crescut și mai mult, cred că de atât, a? Sper să nu moară tot. Mamă, cât a dragonul. Hai de viața mea, am plecat, băieți, că nu mai ține vrăjeala. Hai să încerc, că o să am nevoie să-l îmblânzesc, că după aia o să mă mănânce dacă nu-l îmblânzesc, efectiv, ești nebun. Haide, trage odată pește, că am nevoie de pește crud. Haide. Opa, că am prins un pește, băieți, perfect. Hai să mai prindem. Mai prindem, că nu știu dacă funcționează doar cu unul sau cu mai mulți pești de genul ăsta, așa că cel mai bine ar fi să am mai mulți când vreau să, efectiv, să-l cresc. 3 zile în Minecraft, cât de mare se poate face? Eu atâta sper, e într-o cameră destul de mică și în momentul când o să crească să nu își ia damage și să moară. Na, e o șansă destul de mică să găsești un nou de ăsta de dragon și aș vrea să profit de ocazie, dacă tot l-am găsit și am făcut rost de un dragon, să nu-l pierd sau să-l omor din greșeală, știi? Așa ar fi de preferat. Acum dacă reușesc, vedem pe parcurs, vedeți în episodul următor dacă reușesc să-l îmblânzesc sau nu. Haide, te rog eu, te rogă fratele tău,
Haide, haide pește, trage, trage. Haide, 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 va trebui să fac și niște ferme la un moment dat, să fac rost de mai multă mâncare, să cresc mâncare. O să fie o chestie foarte interesantă, băieți. Uite că am prins ceva. Ok, asta e de bine. Ok, ok. Nu știu dacă mi-ajung doi peștișori, dar hai să vedem dacă pot să-i dau pește dintre ăsta, că am văzut că așa ar trebui. Online scrie că îl pot îmblânzi cu pește. Uite că i-am dat, a? I-am dat, i-am dat. A, l-am îmblânzit deja, e al meu? Sau îi dau mai târziu pește, a? Ia uite-l cum s-a buguit, fraierul. Uite că scoate inimioare. Mai vrei unul? L-am pus să stea jos, e al meu. Bine rău, bine rău. Pot să-l iau acum? Nu, stai jos. Așa, 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 bine, perfect. Deci dragonul e al meu de acum, băieți. Partea nasoală e că nu știu cât o să mai crească. Doamne ajută să nu crești mai mult de atât, ești suficient de mare și n-are rost. Mă bucur că l-am îmblânzit cu un singur pește. Acum mai rămâne să găsesc un saddle și să-l scot de aici, băieți. Aș vrea tare mult să-l scot de aici. Dar asta o să vedeți în clipul următor, dacă am reușit sau nu să-l scot de aici. Eu am fost Ciobi și sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Ne vedem în clipul următor din Better Minecraft și sper să rămâneți aici online să vedem ce se întâmplă cu dragonul ăsta superb din spatele meu. Cam atât. V-am țucat. Pa!